De ani de zile, peste jumătate dintre tinerii care finalizează, deci termină clasa a 12-a, nu dobândesc o diplomă de bacalaureat și nici nu au o alternativă reală pentru o carieră profesională. Anul acesta, bună oară, aproape o treime dintre absolvenții promoției 2015-2016 care se puteau înscrie la bacalaureat au decis nici măcar să nu facă acest pas. Au renunțat fără măcar să încerce. Să ne gândim apoi ce se întâmplă, spre exemplu, cu un tânăr care nu promovează examenul de bacalaureat. Ce poate face mai departe? Ce posibilități are? Încearcă să se angajeze, dar poate spera cel mult la un loc de muncă destul de prost plătit. Sau rămâne acasă și încearcă să promoveze la următoarea sesiune, dar asta înseamnă timp pe care ar fi putut să-l valorifice în alt fel și astfel apar oportunități pierdute. Sau, mulți dintre tineri renunță pur și simplu și la BAC și la posibilitatea de a urma alte studii. Și dintr-o dată, un întreg parcurs, o întreagă carieră rămâne limitată.